Ne aflăm aici cu portarul Valentin Constantin Mărgărit, cel mai nou transfer de la Progresul Spartak. Salut, Valentin! Salut, salut! Ce te-a convins să vii la clubul nostru? Atmosfera de la club, sunt niște jucători tineri și mai ales că e și Liga 2, facem un pas înainte în Liga 2 cu mulți jucători tineri și sper să fim surpriza plăcută a campionatului. Ok. Deși de-abia ai semnat cu Progresul, tu deja te-ai antrenat de ceva timp aici în Intrarea Vrabim. Ce părere ai până acum? Sunt niște antrenamente intense, foarte bune pentru noi. Ne așteaptă o perioadă de acumulare până începe campionatul și atunci o să fim la un nivel bun de pregătire. Înțeles. Ce planuri ai la Progresul Spartak? Să joc cât mai mult, să-mi fac treaba cât mai bine în poartă, să-mi ajut colegii cât se poate de bine și să fim mai sus în clasament. Ok. Valentin, poți să zici Vali? Te rog. Okay. Tu ești născut în 2004, nu? Da. Așa. Din păcate, la vârsta ta, multe cluburi din România te-ar transfera doar pentru a îndeplini regulile de under, fără să ia în calcul dezvoltarea ta ca jucător. Te bucur că ai ajuns aici la Progresul Spartak, unde asta nu va fi o problemă? Normal că mă bucur, sunt alături de niște jucători tineri care vor să demonstreze și mai ales și eu vreau să demonstrez să ajung cel mai bun portar din România sau chiar din lume. Foarte frumos. Vali, tu ai fost cel mai important portar de la satelitul Rapidului sezonul trecut. Ai fost integral în 20 partide din 27, ai apărat și împotriva Progresului, chiar destul de bine, asta e. Așa, cum crezi că te vei descurca în Liga 2? Sper să mă descurc cât mai bine posibil, că am experiența de la Liga 3. Am jucat cam toate partidele acolo și am făcut-o cât de bine am putut. Și acum să vedem cum o facem la Liga 2. Ok, asta a fost, mulțumesc. Mersi și eu. Ne aflăm aici cu Luca Alexandru Florică, cel mai nou transfer al Progresului Spartak. Salut, Luca! Bună ziua! Ce te-a convins să vii la clubul nostru? M-au convins mai multe chestii. În principiu m-au convins și echipa și jucătorii și antrenorul foarte mult. Înțeles. Deși de-abia ai semnat cu Progresul, tu deja te-ai antrenat de ceva timp aici în Intrarea Vrabii. Ce părere ai până acum? Am o părere foarte bună, ne antrenăm foarte intens și sunt convins că o să avem rezultate bune. Ok. Ce planuri ai la Progresul Spartak? Planurile sunt să facem o fază foarte bună în Liga a doua și cine știe, poate chiar să fim în primele echipe. E foarte frumos. Luca, tu ești născut în 2002, nu? Da. Din băgate, la vârsta ta, multe cluburi din România te-a transferat doar pentru îndeplinire regulile de under, fără să ia în calcul dezvoltarea ca jucător. Te bucur că ai ajuns aici la Progresul Spartak, unde asta nu va fi o problemă? Nu o să fie o problemă și pentru mine este un avantaj că aici o să mă pun echipa în valoare, cum ai spus și tu că de multe ori transferă jucători doar ca să îndeplinească regula. Aici eu zic că e diferită situația și sper să joc cât mai multe meciuri. Ok. Iar acum ultima întrebare, Luca, tu ai jucat destul de multe meciuri de Liga 1 anul trecut, 2 pentru Rapid și 14 pentru Clinceni. Crezi că te va ajuta experiența asta în Liga 2? Eu clar sunt convins că o să mă ajute experiența și sper să ajut și pe colegi cât mai mult cu câte pot eu. Ok, mulțumesc, asta mulțumesc a fost. Mulțumesc și eu.